Primăria Timișoara și Petrom încep un proiect geotermal în orașul de pe Bega care ar putea încălzi o parte din oraș. Agonia sistemului învechit de termoficare se apropie de anii terminali, iar un vis al generațiilor de Timișoreni devine mai aproape de realitate. Încălzirea orașului cu energie geotermală, Consiliul Local, cu un vot căvasi unanim și transpartinic, a făcut un pas important pentru un proiect strategic pentru Timișoara. După peste 2 ani de discuții discrete cu mai multe companii, Încheiem primul parteneriat cu OMV Petrom. Ei vor explora un proiect cu o tehnologie inovatoare cu care de la o adâncime foarte mare de aproximativ 4 km se poate aduce căldura la suprafață. Este un ciclu aproape etern, iar odată făcută investiția, este și o sursă de energie foarte ieftină. Suntem încă la început. Memorandumul pe care îl voi semna cu OMV Petrom nu ne angajează încă la nimic. Nu implică niciun cost pentru primărie. Chiar dacă în viitor OMV Petrom va investi într-un proiect de geotermie va fi pe banii lor. Noi căutăm să cumpărăm energie termică, ei caută un client fidel pe termen lung. Dacă proiectul va deveni realitate, va fi primul proiect de geotermie cu această tehnologie în România și doar al doilea din Europa, Timișoara din nou pionieră. Dar cel mai important va fi să scădem în facturile Timișorenilor. Nu am renunțat și nu voi renunța să salvăm termoficarea orașului, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.